rămas 31. Așadar, 31.342 este 31. Și trecem la viteză maxim să vedem dacă e bun rezultatul, am niște emoții. Nu știu ce e cu mine acum. Și eu. Stai, Doamne. Da, să sperăm. Păi, dacă credem că am făcut treaba bună, sper să ajungem. 389 ori viteză maximă 78. Te rog. Lasă-mă numai, zici, n-am greșit nicăieri, mă. Nu, nu, necăjești, ea. Necăjești, hai să facem mai. Hai, te rog. Hai să vedem. Așa. 9, 8, 7, 8. 8 ori 72. 72, 2 și 7. 7. 8 ori 8. 64 cu 6, 64 cu 7, 71. 71. Scriem 1 și 7, nu mai e, da. Și 8 ori 3. Da, 8 ori 3. Uite, lasă, nu dreptate. Cum am vedea, 8 ori 3. 3, 16. 8 ori 3, 16. 8 ori 3. 24. Nu. 24. Adică 8 plus 8 plus 8, așa se face. 31. Da, 31. 31. Și cu 7 le-ați făcut, da? 31 și cu 7, da. Da. 7 ori 9. Începe cu 7, da? Acum. 7 ori 9. 7 ori 9. 63. Așa. 3. 3 și 6. 6 reținem. Da. 7 ori 8. 56 și cu 6. 56 și cu 6. 62. 62, 2 și 6. 2 și 6 lăsăm. Așa. 3 ori 7 ori 3. 7 ori 3. 7 ori 3. 21. 21. Băi, sigur? 7 ori 3. Adică 7 plus 7. Da, 21. Da. Și cu 6? 21 și cu 6, 27. 27. 27. Și acum trage și din șadă. 2. 2. Băi, asta a ieșit. 2. Bine. Bun. 4. Bun. 9. 3. 3. Bun. 0. 0. N-am luat bine. Hai să vedem. Nu m-aș fi dus eu la început. Normal. Să mă asigur de asta că-i bun. Da. Îl luăm încă o dată pe el. Hai, 8 ori 9. 8 ori 9, 62. 62. 2. 2 și 6, da? Dar am pus 7 noi. Păi, 8 ori 9 cât face? 8 ori 9. Dar noi, da, când le luăm din nou, nu greșim a doua oară. Deci, corect ce-ați făcut, da. Acolo. 8 ori 9. În altă parte ați greșit. În altă parte, cred că am greșit. Nu știu. Dar cred hai că la 7. Nu știu, dar 8 ori 9. Hai să vedem. Hai, deci 9, 72. Nu, cred că acolo am greșit. Nu știu. Acolo, dar ne asigurăm că aici am lucrat bine. 8 ori 9, cât face 8 ori 9? 8 ori 9. Da. 72. Dar de unde? Că ești nu prea ești convinsat. Nu știu. 82. Hai să vedem. 8 ori 9. 8 ori 9. Egal cu 8 ori... Spune tu cum se facă aici. 8 ori în paranteză. Așa. 4 plus 5. 8, da. 5 plus 4, a zis. 5 plus 4, da? Și egal cu 8 ori 5. Mă știu dar la mulțumesc cu 5 o fac. 8 ori 5? 8 ori 5, 40. 40. Plus 8 ori 4. 32. 32 plus 32 și
Face cât 40 cu 32? Egal cu 52. 40 cu 32? 82. 40 cu 32, mă? 72. Păi da, și tu mă încerci și așa de-am dat, îți vezi dacă eu sunt atent? Da. Deci, 72. Da, da. 72. Cum e mai zic, 8 ori 9, cum să-ți ții minte mai repede? A, 9 ori, 8 ori, 8 ori, în loc de 9 să zic 10 e scăzut 1. Și face 8 ori 10, 80, scăzut 8 ori 1, 8, și face 72. Putem să facem mai rapid. Da? Da. A 72 mă simt prin două locuri. Putem mai rapid. Hai să vedem. 8 ori 9? 72. Nu mai uităm. 72, 2 și 7. Și am zis bine. Bine. 8 ori 8? 8 ori 8, 64. Și cu 7? 64 și cu 7, 7 și... 1. 71, 1 și 7. Da. Îl păstrăm încă pe 7. Mm-hmm. 8 ori 3. 8 ori 3, 24. Și cu 1? 25. 24, nu și cu 1, și cu cât, mă? Și cu 7. 24 și cu 7. 31. 31. Bun, linia asta. Linia asta e bună. Linia. Mai facem o gă. Uite, fii atent ce se propun. O luăm încă o dată linia asta, să fim siguri. 8 ori 9. 72. Păi și 7. 8 ori 8. 64. Și cu 7? 64 și cu 7, 71. 64 și 7, 71. 1 și 7. Da. 8 ori 3? 8 ori 3, 24. Și cu 7? 7? 20. Nu cu 7, cu 6. Nu, cu 7 a fost mai mult. Păi, 8 ori 8? 64! 64, au fost un 7, au făcut 71, au pus 1 și 7 au rămas. Era 8 6! 8, 8 ori 9? 8 ori 9, 72. 2 și 7. Da. 8 ori 8? 8 ori 8, 64. Și cu 7? 64 și cu 7, tot 71. 71, 1 și 7. Da. De 7 se ține minte. Da. 8 ori 3? 8 ori 3, 24, și cu 3, și cu 7, 31. Bun, mă, că a făcut-o de 3 ori de asta. Linia asta e corect. Cu 7 acum. 7 ori 9? 7 ori 9, 63. 63, 3, 3 și 6. Da. 7 ori 8? 7 ori 8, 7 ori 2. 7 ori 8? 56. Te pun la loc, că dacă... 7 ori 8, 56. Și cu 6? 56. 62. 62 și 6. 8 ori 3. 8 ori 3. 7 ori 3. 7 ori 3, corect. 7 ori 3. 7 ori 3. Cred că aici am greșit la 7 ori 3. Ia să vedem. Hai zi, cât? 7. 7 plus 7 plus 7? 21. 21 și cu 6? 27. Bun. Hai să vedem adunat. Acum să adunăm. 2, 2 4, 3, 0, 3. Corect. Băi, pare să fie bine aici. Da. Acolo am greșit. Am muncit de două ori, am două ori, de trei ori și am făcut aici antrenament foarte bun. O luăm aici. Deci, 389 ori 79, ai zis 80 scăzut 2, e 78, înseamnă 80 minus 2, bun până aici. Înseamnă 389 ori 80, da, și 389 ori 2, de acord, minus. Și egal cu 389 ori 8 ori 10, cu 80 asta înseamnă 8 ori 10, bun, minus de 2 ori astea adunați, că este de 2 ori 389, deci trebuie să scap 389 cu 389. Bun, ai făcut-o aici 8, 8 și cu 8, 16 și cu 1, 17, da. 3 și cu 3, 6 și cu 1, 7, bun asta. 3, am mulțit cu 10 din întâi și am făcut 3890 ori 8 au rămas. Cu 10 am mulțit, nu mai rămas 8. Minus 778, egal cu. În locul 8 ăsta, am zis 10 minus 2. Da. Și am făcut 38.900 scăzut, 38.900, minus, de 2 ori 3890. Și 3890, cum am făcut, face 778, dar aici am avea și un 0, 7780, e bun. Și minus în continuare, 778. Bun. Am făcut scăderea asta. Am făcut scăderea asta. 0, hai tu.
Hai, tu zici. Da. Nu, domnule, să te să facem așa. Hai, mă. Mai scriem o dată operația. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Repede, hai că acolo e. 0. 0. Opt. Nu se poate. 2. 2, da. 7 din 8, 1, e bun. 7 din 8, e 1, e bun. Și 3. Perfect. Și acum scădem din 7 și 7 și 8 ăsta. Cel care a rămas. Da. Și acum, 8, 0 scăzut 8. 7 nu se poate, 2. 2, bun. 4. Acolo e o 10. Așa, 100, 3 și 4. Ca să nu ne încurcăm. Dar rezultatul e mai mare ca descăzutul? Rezultatul vostru e mai mare ca descăzutul? Ia să uităm. Ia să Mario. Din 31, ați căzut 120, am scăzut 7 și mi-a dat 342. Ce înseamnă estimarea? Că dacă noi eram atenți la estimare, deci din 31... Sau dacă puneați punctele de unde v-ați împrumutat, vedeam foarte bine. Hai să luăm acum. Cred că aici e greșeala. Da. Gata, gata. Acum suntem atenți. Zice. 0 nu se poate, ne împrumutăm. Hai, pun punctul. Și-a rămas 2. Da. 1 minus 7 nu se poate, ne împrumutăm. Pun aici, pun așa. Bun. Și vine 3. Și cum? 1, 4. Corect. Bun. Și acum 7 din 0 nu se poate, ne împrumutăm. Aici este 3. 3, corect. Da. Și aici a rămas? Din 1 dacă ați luat 1, ce a rămas acum? Păi... Hai mă pun. Păi... 0. 0. Nu 31. 0. Asta. Și ne-a dat? 30. 3, 0. 3, 4, 2. 30.342. Sunt așa de bucuros. Și uite ce-ți propune cine. No. Acasă îți dau două mulțiri, trei mulțiri. Și prin control reciproc, nu are treabă nimeni cu tine. Da. Toată povești. Așa. Uite. E timpul să îmi treci de acolo, nu? Da. Da. Așa. Nu răspund nimic. A, nimic ce. Da. Zicem așa. 789 ori... Da? 789 ori 48. Bun. Și 648, da, ori 82. Bun. Și 379 ori 41. Ori 40 și 1. Așa, ori 41. Acestea sunt ieșițele pe care le cer să le ai mâine făcute. În două moduri. Două moduri. Lucrat ordonat, adică în două moduri. Așa desfășura muncă, 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 muncă și îți dai un rezultat. Și după aia vitezul maxim. Și primul vitezul maxim. Și dacă îți dai același rezultat, ești tare. Dacă nu descoperi greșeala, muncești, da, până nu descoperi. Eu zic să fii atent deodată. Asta e. Nu mai e răbdare să mai verifici. Nu, trebuie să ai răbdare, că nu are, nu are control. Da? La vedere, să nu uitați de like și share și să vă abonați la Prof Online. La revedere! La revedere.